da, n-am mai auzit niște aplauze de mult, Marian. Șomezi. Șomezi azi. Nu se poate. Păi aștept finalul. Gami, dar de ce mai tu pe mine era mișto așa cu pozele astea și nu ne-ai rășit tu niște poze cu tine? Că poate vrei cine să știe, erai o dulceață de băiat, poate. Mare frumusețe de băiat, ia să vedem. Eram aici la Turul Eiffel, ai fost vreodată, mă, ai ieșit vreodată din țară, mă? Bă, zi, mă, ai ieșit, ia de mă data, 2012 și nu, ora. Nu așa fac părinții poze. Așa, dar de ce e poza făcută, de ce e poza făcută de jos? Nu pot să zic la televizor, da. De mic văd că îți făceau turneere, Gami, mergeai prin țări străine, păi da, îți făceai viața ca în filme. Ia. Eram Hamilton, ia uite. Am înțeles, și e legal ce făceai tu aici? Da, pentru că eu stăteam pe loc, eram în gândul meu, acolo eram pe circuit. În realitate... Da, ca acum. Da, ai văzut. Ce a zis? Ca acum. Păi da, nici acum n-ai permis, dar o să ai curând, sau, nu? După aia, oferiți să plecați de pe străzi, că să cu mașina. Nu știu ce să zic. Da, măcar ai venit în emisiune, e un pas. Aici eram, da, în la carte. Văd că nu purtai centura, Gami. De ce exemplu dai tu pentru copiii care ne urmăresc azi de ziua copiilor? Uite că am și uitat să spunem la mulți ani tuturor copiilor. La mulți ani! La mulți ani, la mulți ani, Gami! Sigur că e încă copil dintre noi, la mulți ani. Mulțumesc, da. Ți-am pregătit și o surpriză, dar după emisiune. Super! Așa? Spune-ne un pic despre poza asta. Nu purtai centura, nici nu te uitai la drum, te uitai la cameră. Ce e asta? Aici eram în parc la Botoșani, la mine, la Botoșani, frumos. Nici nu mai știu cât era 5 lei, 10 lei să dai cu aia, dar eram non-stop, zilnic eram acolo. Șepcuța mea, după cum vezi frumos, aveam șepcuță, stație, le ziceam la băieți prin parc unde e radarul, vezi stația de acolo, vezi că e radar acolo la colț.